Cum se numește balta asta? Lacul Sărata. Lacul Sărata? De cât timp vii dumneata aici? Tot la 2-3 săptămâni. Tot la 2-3 săptămâni? Și ai luat ceva? Sunt capturi frumoase? Da, da, da. 2-3 kg, 4. 2-3, 4 kg. Crab? Da. Este ideea cu pupat și dat înapoi, înapoi, da? Da, da, corect, dacă e mai mare. Te lasă să duci acasă dacă vrei vreo captură. Da. Este, deci pește există în apă. Da. Na bun, poate că avem norocul să și filmăm când se prinde unul mai mare. Da. Asta ca să vă facem să ieșiți din amorțeala din bloc și să vă pară rău că nu ați venit să stați pe malul acestui lac. Extraordinar de frumoasă natura astăzi, după cum puteți observa și singuri. Ia uitați-vă ce cer superb deasupra noastră. Sălci pletoase, sălci plângătoare și pescarii care nu se lasă. Este vorba de o luptă serioasă aici. Este singurul sport unde poți să spui că lupta e 1-1. Un ac, un cârlig, o momeală și un pescar. Mai sunt și situații de excepție când se admit două bețe, din câte am înțeles, da? Cum? Se admit și două bețe? Nu, nu, nu mă îmbăț. Numai un băț și numai la plută? La plută. Și cât costă o zi de pescuit? 40 de lei. 40 de lei toată ziua. Și dacă vrei să stai... până la ora 2. 20 până la ora 2. Domnule, n-am decât să vă spun fir întins și regrete. Mulțumim. Pentru cei care n-au venit aici. Mulțumim. Domnul? Uite, acum plac. Ia să vedem, poate că avem norocul. A. Poftiți? Nici o problemă, vine următorul. Deci n-am reținut prenumele noastre. Prenumele. Domnul? Domnul Rus? Bine, domnul Rus. Vă doresc distracție plăcută în continuare.